Suma a trei numere este 331. După ce se scade din fiecare același număr, se obțin numerele 64, 82 și respectiv 104. Aflați numerele inițiale. Să scriem și noi. Suma a trei numere este 331. A plus B plus C egal cu 331. După ce se scade din fiecare același număr, un număr necunoscut să-l notăm și noi cu X, vom obține anumite valori. Dacă din A îl scad pe X, voi obține 64. Dacă din B îl scădem pe X, vom obține 82. Iar dacă din C îl vom scădea pe X, vom obține 104. Care sunt numerele inițiale? A, B, valoarea lui C. Aceasta este o problemă ce se rezolvă prin metoda grafică. Va trebui să analizăm datele problemei și să observăm că dintre toate cele trei numere, A, B sau C, cel mai mic este A, pentru că rămâne o valoare mai mică după ce se scade același număr. Următorul este B, iar C este cel mai mare număr. Să încercăm să reprezentăm prin segmente aceste numere. Numărul A, ni se spune că va avea valoarea 64 după ce din el l-am scăzut pe X. Acesta este numărul care se scade, iar aceasta este valoarea rămasă, adică 64. De asemenea, numărul B. După ce din el scad X, rămâne 82. 82 înseamnă ceva mai mult decât 64. După ce l-am scăzut pe X, înseamnă că această bucată, această parte rămasă, reprezintă 82. Iar numărul C, fiind cel mai mare dintre cele trei numere, după ce îl scad pe X din el, se obține 104. Bucata aceasta rămasă 104 după ce l-am scăzut pe X. Iată, X este același număr care se scade din fiecare. Iar suma celor trei numere, A, B și C, este 331. Observăm în desenul nostru că sunt părți cunoscute și părți necunoscute. Știm suma numerelor A, B și C. Putem să aflăm suma părților cunoscute, părților rămase din fiecare număr. Iată, această sumă o putem afla și în total, din 331, dacă vom scădea această sumă, ne vor rămâne cei 3 de X. Și de aici raționamentul este simplu. Și atunci, prima operație este de adunare 64 plus 82 plus 104, încercând să aflăm suma părților rămase. 4 plus 2, 6 plus 4, 10, 9, 15 și 250. Este suma părților rămase. Dar când rămâne noua sumă 250? După ce din 331 dăm la o parte 3 de X, 3 numere egale. Și atunci valoarea celor trei numere egale, celor trei numere scăzute, este dată de diferența dintre suma numerelor A, B și C și suma părților rămase, adică 331 minus 250. 81 reprezintă suma părților scăzute, adică cei 3 de X. 3X. Dacă știm că trei numere egale au valoarea 81, un singur număr se află prin operația de împărțire. 81 împărțit la 3, 27 este valoarea lui X. De fapt, X, dacă ne amintim bine, este tocmai numărul ce a fost scăzut din fiecare din cele trei numere. Și atunci, ne uităm la numărul A. După ce din el s-a scăzut 27, a rămas 64. Înseamnă că A este egal cu 64 plus 27. Adăugăm partea scăzută. Și iată, numărul A este 91. Cum aflăm numărul B? În același mod. Am scăzut din el 27 și mi-a rămas 82. Și atunci 82 plus 27, 9, 109 este B.
Dar ce? Cel mai mare dintre numere? După ce am scăzut 27, mi-a rămas 104. Înseamnă că îl aflăm prin adunare. 104 plus 27 este egal cu 131. Este numărul ce? Dacă dorim să ne verificăm, trebuie să adunăm cele trei numere. Iată, A plus B plus C. A, 91 plus 109 plus 131. 10, 11, 4 plus 9, 13, 331. Tocmai suma de la care am pornit, ceea ce înseamnă că am lucrat corect.